Salutare, salutare vreșanilor, eu sunt Andrei și bine v-am regăsit la un episod din seria voastră preferată de CSGO 1 vs 1. Dar înainte de a începe acest episod, aș aprecia foarte, foarte mult dacă ți-a apăsat butonul de like. Bineînțeles, dacă mă susțineți și doriți să postez mai multe clipuri. Ei bine, vreșanilor, am decis să revin în forță cu un episod de 1 vs 1 aici pe serverul arena.at.ro, în speranța că o să ne descurcăm și să facem mai multe clipuri interesante. Deja, da, nu avem ce comenta, i-am dat și leg băiatului. Acum trebuie să avem grijă să nu ne bată pruncușorul de toate zilele. Da, trebuie să avem grijă să nu ne bată. Harta asta, vreșanilor, este foarte ciudată, din păcate. Nu suport, efectiv, nu-mi place. N-ai cum să joci pe ea, e și ciudat, este și apă în mijloc, nu știu. E ciudată și nu vor băieții să o schimbe, dar asta este, din păcate. N-ai că se fă. Hai să vedem ce facem aici cu AWP-ul. L-am văzut cumva pe tip în partea dreaptă, da. Hai să vedem. Nu spune că a trecut în partea stângă. Este? Mamă. Uite-l pe omul meu ce face acolo. Ideea e că o să am parte probabil de multe dețuri în acest episod, vreșanilor. Dar nu ne pierdem speranța. Eu o să încerc să fac tot posibilul. Sper doar să joc cu mai mult cu AWP-ul. Ok, am fost aici mult o reacție întârziată. Nu o să mor deasupra. Oh, nice. Nice skill, guys. Ideea e că sunt dăți în care joc bine, sunt dăți în care joc mai puțin bine. La arena e chestia asta de bulan mai mult, vereșanilor. Normal, contează și atenția, contează și skill-ul cât de cât. Dar în mare parte e favorizat bulanul, ca să spun așa. Deci, na, am înțeles. Opa, Savage, te-am bătut. Aparent ne descurcăm ok cu AWP-ul, vereșanilor, ceea ce chiar mă bucură foarte, foarte mult. Și parcă vedeți că ne dă acaut, sau nu mai știu, M4-ul, nu mai știu de ce, nu mai știu ce avem ultima dată. Dar să vedem, oricum o să jucăm cu mai multe arme astăzi și cu Deagle, poate dăm și un versiune pe Deagle, ar fi super. Uite, pot aici da slash, puteți da slash guns și ia la pistol, preference, pistol rounds, deci hai să dăm și pistol rounds 4, 9, hai acum să dăm 9, M4-ul, M4-ul, deci mate-ul ăsta. Ok. Takis, ok. Da, băiatul ăsta n-a vrut să dăm la AK, a vrut să dăm la Deagle. Bine, bro, dar o dăm la Deagle, o dăm la Deagle, nu-i problemă. N-am înțeles, mi-a dat mare tap, mi-a dat de m-a căpia, băiat, ești nebun. Deci nu, că n-ai cum, vereșanilor, cu oamenii mei, n-ai cum efectiv cum să o dai. Trebuie neapărat să ne punem aici să facem fraguri, pentru că oamenii mei sunt foarte buni aici. Ok. Brother, am vrut să dăm un oscop frumos, dar tu n-ai vrut să dăm un oscop, văd că mi-ai dat mare raj, ești de bun. Hai să scriem aici un salut. Era note acolo. Am voie să ne băl 0 pentru că nu vreau să fie gălăgie. Deci, efectiv, vereșanilor, mi se întâmplă. Momentan sunt arena 5, mamă, deci am scăzut. Am scăzut și nu e ok. Nu e ok. Ideea e că v-am spus, e și să trage și de la faptul că harta asta e puțin ciudată și n-ai cum efectiv să joci pe arta asta. Nu înțeleg persoanele care efectiv îmi dau rush cu AWP-ul, ești nebun? Dai rush cu AWP-ul, de ce, frate? Uite și ăsta parcă o să-mi dă rush. L-am văzut. Ok. Mamă, e trecut acum. Asta este, bro. A încercat, băiatul. Asta zic, Alexule, te-am bătut, Alexule, asta zic, asta zic, greu ne descurcăm, vereșanilor. De ce ai dat, frate, rush cu AWP-ul? Adică de ce? Pentru ce? What the fuck, gen, pe bune, bro? Nu e ok să dai rush cu AWP-ul. Eventual doar dacă dai un scop ceva, dar... Na. Hai, ia fi să ne scrie și ăsta, de Itakis. Asta e bun, Itakis. Nu știu, nu vreau să mă arăt. Aha. Omul meu stă chem, ești nebun. El mă știe acolo. El e Itakis, nu mai pot. Mamă, deci efectiv, vereșanilor, dacă intri pe serverul ăsta, trebuie să ai nervii, să stai foarte, foarte bine cu nervii, pentru că aici sunt oameni care efectiv își dau viața pe serverul ăsta, frate. Deci vă vine să credeți că sunt oameni care intră și își dau viața, cum s-ar spune, pe server. Deci what the fuck, gen. Mamă, uite-te și tu. Ce m-am retras. Hai că te aștept aici în partea asta, brodere. Poftim. Pa.
Opa, nu scopuri aici frumoase. Încercăm să executăm și noi, o dăm puțin pe Trehardel aici, puțin ne punem și noi mâna. Ne facem încălzită, ca să spunem așa, pentru că trebuie să ne păstrăm arena. Uite, arena 2, tot arena 2. Deci mă păstriz, frate. Mă bat iar Itachi. Deci Itachi ăsta, de hai să ne uităm puțin pe profilul lui, să vedem câte ore are CS:GO. Și parcă vezi că are 10 ore. A, level 0, asta zic vereșanilor. Nici nu are, nici nu arată jocurile. Asta zic, tată, asta zic vereșanilor. Uitați-vă la el, uitați-vă cum ține ținta, uitați-vă la el. Uitați-vă la el. Asta zic vereșanilor, asta zic. Cine mă bate pe mine când e să joace, rupe băiatul omul meu, rupe. Rupe omul meu. Omul. Rupe omul meu. Omul meu rupe, frate. Mama, via, ca putea să mă bată, e lejer. Am 15 kill-uri vereșanilor, nice. 15 cu 17, nu prea am mult, nu prea ai un scor atât de bun, ești nebun, a făcut și o rimă asta, zic asta, zic vereșanu și cu rimele, episodul 1. Și voi cum mai sunteți vereșanilor, probabil când o să vedeți voi acest episod o să fie pistol, nu pot să cred. Da, la CSP-ul. Dar deci, da, stai puțin, dacă dau guns. Ia să vedem. Doi pistol. Vreau să pun USP, frate. USP. Ah, ok, 1. Perfect. Asta zic. De ce nu dădea îmi dă mie Glock? Probabil că pentru filatelul gen. Anticos Fire. Mamă, la are AK. Asta zic, aia l-am bătut pe băiatul ăsta care din nou avea ca și hei, era să mă bată. Multă lume m-a întrebat acolo în secțiunea de comentarii ce trebuie să facă ca să intre, gen ca să își poată pun, gen ce puteți face ca să vă puneți skin-uri. Ceea ce trebuie să faceți vereșanilor este să intrați în grupul de skin pe care o să-l găsiți în descriere și o să vă puteți pune automat skin-uri și voi. Mamă, iarăși băiatul ăsta, iar o să mă bată. Iarăși era să mă bată omul meu. Noroc că am prins câteva hituri importante. Și mama avea ca. Nu știu, cu acau nu mai pot trage efectiv. O să mai jucăm și câteva runde cu acau. N-ai șanse efectiv, frate, n-ai șanse, mă jur. N-ai șanse cu oamenii mei. N-ai șanse cu oamenii mei, ești nebun. Am ajuns arena 8 din nou, frate, deci mor în continuu, mă jur. Trebuie neapărat să ne punem să jucăm aici, ești nebun, cu acau, că nu intră glonțul. Nu intră glonțul pur și simplu. Nu o dai. Dar poate sperăm să ne mai descurcăm și să nu ne pierdem speranța, bineînțeles. Hai să vedem, dăm un tep frumos. Am schimbat și ținta vereșan, mi-am făcut albastră. Uh-huh. Oh, brodere. Mai joci cu vereșanul, man. Mai joci cu vereșanul. Mai joci cu vereșanul, mai joci. Deja m-am venit să fac o dată aici pe server. Probabil că, deci am văzut, frate, că sunt și persoane care joacă cu coduri. Și de ce ai jucat cu coduri, frate, mă jur. Oh my god. Iar ăsta acolo. Iar am stuck cam, frate. Uitați-vă și voi la el. Bă, frate, nu înțeleg efectiv unele pe chestii pe care ar dori să le facă alții. Niciodată n-am înțeles. Aolo. Mamă. Am tras și eu cu asta. Ești de bun, nu mai jucați cu M4 Aunesca, nu-i. De asta zic că harta asta este foarte ciudată și efectiv e trage la distanță prea mare față de adversar. E o distanță foarte mare față de adversar și n-ai, efectiv e greu, frate, să faci precontrol și toate cele. De asta nu prea suport eu harta asta și nu mă împac bine cu ea deloc. N-ai șanse, efectiv. N-ai șanse. Îmi jucăm iarăși la USP? Mamă, ce aproape era de cap. Mamă, mi-e greu.
Aulu. Nu vrea să joace. Mamă, nu vrea să joace la tepul meu. I-am dat tep, iar l-am bătut pe băiatul ăsta. L-am bătut și pe ăsta. Greu, dar hei, trebuie să ne descurcăm și să ne pierdem speranța. Asta arena 5, 22 cu 26, vreau să ajung măcar arena 1. E bine că m-am menținut, frate, adică totuși m-am menținut și am jucat cu aceleași persoane. Într-un fel e bine că, gen, dacă mă las omorât, să spun așa, joc și cu alte persoane, știi ce zic? Poftim. Ce timing-uri au oamenii mei. Aole, un scop frumos. Măcar am dat un scopuri astăzi, adică e tot ce contează. Uite, nu! What? Manevră. 5. Cine manevră? Bă, frate, omul ăsta nu mai pot. What? Băiatul cu pungă. Băiatul cu pungă, tu ești? Cine ești? Nu știu, GG, brodere. 5. Aoleu. Mamă, frate, deci n-ai șanse cu oamenii mei, ești nebun, n-ai șanse, e Caterinca prea mare, mă jur. Aici te enervezi foarte mult, mamă. Oh my god. Am acceptat challenge-ul Vereșanului acolo. Vedem, mamă, se schimbă și arta, poate jucăm și pe alta artă, ar fi super. Ar fi super, Blanao. E super, super. Iar AK, frate, nu AK. What? Mamă, bro, te-am bătut cu 2 HP. L-am bătut cu 2 HP. L-am bătut cu 2 HP pe omul meu. 98. Brodere, am bătut un veresan cu 2 HP, ești nebun, asta zic. Am găsit și titlul pentru episod. Bro, trebuia să tragi acolo. A jucat la tepuri, băiatul meu, am jucat la spray. Iar ăsta îmi dă rașpina, păi este? Am văzut. Îmi dă rush. Bă, frate, Nici o să mă... Asta de aici. Deși dacă îi dau un scop, asta, deci asta merită din plin să-i schimb nubie. Ești nebun la cât de nubie. Fără Caterinca. Am zis un stack cam, frate. Deci ai stack cam, gen? De ce ai stat camp? What the fuck? De ce îmi stai camp? LOL. LOL. LUL. Mamă, și neonairul ăsta, e foarte frumos AVP-ul. Eu cred că e puțin mai scump, dar totuși e foarte, foarte frumos. Haide. Oh, Naughty. Naughty. Mamă, bă, tu Naughty ești nebun. Oh my god. Nu mai pot. Și s-a terminat, se schimbă și arta. Hai că o să revenim și să vedem ce artă o să pice Vereșanilor. Mamă, Vereșanilor, s-a schimbat și arta. Hai să vedem ce vom reuși să facem. Unde e omul meu? Aole, unde e omul meu? Am înțeles. Da. Am înțeles. Hei, am înțeles, brodere. Te-ai dus, my friend, te-ai dus. Mamă, jucăm cu Alexo, nu cu Alexo din nou. Nu, că băiatul ăsta mă bate. Mamă, dacă îi dăm un tap frumos. Îi dăm un tap frumos. Da, asta zic, măcar l-am bătut, asta e tot ce contează. Nu i-am dat un tap, dar măcar l-am bătut la tap, dacă știi ce zic. Ce logic are, Veres. Nu i-am dat tep, dar l-am bătut la tep. Asta zic, Veresanilor. Respect acolo în comentarii. Aoleu. Mamă.
Îl batem cu SP-ul? Îl batem cu SP-ul? Îi dăm tap? Îl batem cu SP-ul? Nu știu. Nu, îl batem cu AK-ul, vreau să-i dau tap. Nice. Mamă, jucăm la OSP Vereșan Ior. Opa, i-am dat un hit. Eu vreau să-i dau tap. Îmi dă tap, fiți atenți. Opa. Oh, nice, nice. Hai că descurcăm bine cu SP-ul Vereșan Ior. Poate jucăm și cu Deagle, gen. Da, bine, am ales SP-ul acolo. Ok, probabil că o să punem capăt episodul aici, Vereșan Ior, pentru că deja ne-am jucat. What the fuck? Ban Laura. No, all. Păi ce ai făcut, Zicolo? Ăla era băiat, deci nebun. Omul meu era băiat. Opa. Opa. Mamă, deci am dat la scopuri Vereșan Ior în acest episod, deci n-aveți idee. E bine, am jucat și cu Vereșan. De fapt nu, dacă vrea să-mi dea el manevră, dacă mai vrea să-mi dea. Aș da și voice enable-ul, nu, să vedem ce e pe voice enable. Hai să-mi un tap frumos. Da, cred că e cazul să punem și noi capăt episodul aici, Vereșanilor, pentru că deja ne-am făcut așa o impresie despre cum ne descurcăm. Eu am 8 cu 14, Doamne ajută, se schimbă harta în curând și eu încă tot sunt pe server, dar e ok, nu-i problemă. Sper că v-a plăcut acest episod, a fost un episod mai funny, să spunem așa, am dat și multe failuri. Am dat și de 2-3 Vereșan pe aici, fără să anunț, bineînțeles, adică mai nou, de fiecare dată când intru pe serverul arena.at.ro dau de Vereșan. Hai să vedem aici, dăm un tap frumos cu SP-ul. Apoi am dat 11. Ok. Uite-te și tu. Opa, așa știu, o să crede că vin. Aha. Opa. Nu intră glonțul, frate, mamă. Mamă, deci nu cred așa ceva. Ok. Mamă, i-a dat, what? I-am dat leg. What, ce flick shot. Nu, i-am dat frate, ce flick shot i-am dat. Mamă, cred că i-am dat când am văzut flick shot-ul ăla, am zis gata, asta e mare codat în mintea lui. Mamă, nu cred, mor, mă, păcat că m-am bătut, frate, m-am bătut. Da, asta e nu, Bibi. Cred. Da? Mi-am dat cap. Frate, deci numai nu bia bulan pe serverul ăsta, mă jur. Oh, Andrew QS. Andrew QS. Opa. Andrew. Cresc cam grad. Andrew, te aștept. Mă ține. L-am văzut. Andrew QS. Opa. Opa. Păcat, frate, aveam să joc cu mamă. Iar omul meu inteligent. Omul meu inteligent, ești nebun. Te-am spart, brother. Mamă, păcat, frate, că era, cred că, Vereșan. Andrew QS, îmi pare numele prea cunoscut, știi ce zic? De asta zic. Știi ce zic de asta zic, am înțeles. Acum SP-ul. Greu. Mă, boss kill. Ardeiu, am înțeles. Ok. Ardeiu, Broderick. E lag de la server? Nu este lăgus pe server. Nu este lăgus pe server. Hai un tap frumos pentru Vereșanii mei. Pentru Vereșanii mei. Asta e AFK. Era AFK. Mamă, și M4 ăsta e frumos. Neon noir.
Aparent acum urcăm în arenă, ești de mult când pe când să cândem capăt, punem capăt episodului. A trebuit puțină încălzire, Vereșanilor. Puțină încălzire. Dar nu, astăzi nu, e, nu este ziua noastră, ce se o simt treaba asta când nu mă descurc, adică nu sunt în formă. Aha, vrei să jucăm la... Aha. Păi dacă îți dau un tap cu USP, man... Ia. 7 gloanțe, îl bat în 7 gloanțe? 7 gloanțe, mamă, săracu. Mamă. Păi ce ai făcut? Ce ați făcut, brotherilor? Frate, urcăm în arena acum, nu cred. Așa ca de final de episod. Adesea sunt, nu, mamă, deci Takis ăla omul rupe, ești nebun. Și că nu știu cum da, da, nu știu cum dă tu. Itachi era, cred că e mare codat. Alexu, nu, Alexu, nu. Alexu? Opa, i-a dat cap. I-a dat cap lui Alexu. Asta zic, Veresanieri. Mamă, noroc cu capul ăla că era low. Săracul, cred că i-a răs. Și-a dat aici. Opa, opa, te-mi dă challenge. Știi să-ți că poate-mi dă challenge, bea, dar nu se accept. Mamă, Pain. Îi dăm tablul Pain? I-a dat hit? What? Un glonț, un glonț, îi dau tap? Ah, mamă, dacă dădeam tap cu un glonț, eram forță, ești nebun la Pain, care omul meu m-a bătut de fiecare dată când a jucat cu mine. Da, o să punem și de capăt Vereșanilor aici, pentru că deja ne-a lungit foarte, foarte mult. Da, eu am fost Andrei, vă mulțumesc mult pentru atenția acordată și desigur ne vom auzi data viitoare. Bye, bye!